Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi să fim sănătoși. Sunt Răzvan Trașcu și astăzi am plăcerea să am alături de mine în studio pe doamna profesor dr. Daniela Bartoș, medic primar de medicină internă, medic cardiolog și fost profesor al meu în Universitatea de Medicină și Farmacie de la București. Și bănuiesc că am fost și rea. Exigența nu înseamnă răutate. Doamna profesor, mă bucur să v-am ca invitat. Bine ați venit la noi în emisiune. După cum anunțasem și pe pagina noastră de Facebook, vom discuta astăzi despre sindromele coronariene acute, un termen foarte pompos și foarte greu de înțeles la prima vedere. O să pornim discuția de la o vorbă de a profesorului Grigore Moisil, care spunea că în momentul în care îmbătrânești, nu mai ai inimă ca toți ceilalți, ai cord. Despre ce este vorba, doamna profesor, cu cordul ăsta și cu sindromele coronariene? Eu nu sunt de acord cu profesorul. Nu sunt de acord cu profesorul Moisil. Pentru că ai inima la orice vârstă. La orice vârstă poți iubi, la orice vârstă poți privi lumea cu un anumit mod pozitiv, la orice vârstă poți să dovedești că ai o inimă mare. Dar dacă ne referim la partea strict medicală, atunci vorbim de cord. Pentru că, în termen medical, inima este denumită cord. Și cred că la asta se referea profesorul Moisil, că pe măsură ce îmbătrânești, începi să simți că ai în corpul tău și un obiect care se cheamă cord. Cred că probabil se referea la atenuarea ușoară a fluturașilor și trecerea la o iubire mai matură, mai cerebrală. Și pe de altă parte la conștientizarea problemelor date de îmbătrânire. De îmbătrânire. Bun, și de probleme legate de patologia inimii. Practic, când vorbim de sindrome coronariene acute, vorbim despre niște boli care afectează predominant în vârsta a treia, nu? N-aș zice. Aici chiar vă contrazic, pentru că dacă până acum vreo 15-20 de ani puteam spune că afectează în special persoanele mature spre partea de bătrânețe, acum din ce în ce mai des avem sindrome coronariene acute la oameni tineri și chiar foarte tineri, chiar sub 20 de ani. Sub 20 de ani? Sub 20 de ani, da. Deci nu mai este chiar o raritate un infarct miocardic acut sub vârsta de 20 de ani. Și atunci nu mai putem spune că este o boală a unei anumite vârste, ci este o boală a vaselor coronare care pot îmbătrâni chiar într-un corp care cronologic este tânăr. Practic, haideți să explicăm despre ce este vorba. Sindromele coronariene acute sunt, de fapt, o pălărie mai largă sub care intră toate acele boli care afectează vasele care irigă inima? Nu, sub termenul de sindrom coronarian acut sunt cuprinse efectiv două mari entități. Sindromul coronarian acut cu supradenivelare de segment este, care înseamnă de fapt în alt termen, infarctul miocardic acut în înțelesul clasic pe care noi l-am învățat în facultate, iar sindromele coronariene acute fără supradenivelare de segment ST înseamnă, de fapt, tot un infarct miocardic, dar de data aceasta nu cuprinde tot peretele inimii, ci numai o parte mai mititică, așa? Zisul anterior, infarct subendocardic. Deci, oricum le-am numit, tot infarct spune. Sindromul coronarian acut nu cuprinde angina pectorală. Angina pectorală este o manifestare a bolii coronariene, dar nu se încadrează în categoria mare a sindromelor coronariene acute. Bun. Care sunt cauzele acestor sindrome coronariene? Prima, cum apar ele? Cea mai importantă este ateroscleroza. Ateroscleroza, care este o afecțiune generală, nu este numai vaselor coronare, e o afecțiune care afectează întreg sistemul vascular prin depuneri anormale de grăsim inițial, ulterior de grăsim și calciu, pe care se supraadaugă și elementul trombotic, deci se așează acolo și un cheguleț și în momentul în care un anumit vas dintr-un anumit teritoriu recte coronar
se astupă cu acest tromb, în momentul respectiv, teritoriul care era irigat, care primea sânge, care primea nutrienți prin vasul respectiv, nu mai primește acest lucru și apare ceea ce numim noi infarct miocardic acut. Trebuie să știu că infarctul nu e numai la inimă. Infarct este și în splină, infarct este și în rinichi, există în multe teritorii care pot fi afectate de acest infarct. Infarct cerebral? Bine, dar acestea nu sunt infarctele de care vorbim în cadrul sindromelor coronariene. În sindromele coronariene acute vorbim despre infarctul de miocard, al cordului. Pe măsură ce derulează acea animație în care este explicat fix ce ne-ați povestit dumneavoastră, haideți să discutăm... Este o inimioară foarte frumoasă acolo, la care se vede sistemul de vascularizație, pentru că inima are un propriu sistem de vascularizație, pentru că ea este un mușchi care trebuie să primească și ea sânge și primește prin vasele coronare. Este o coronară stângă care este cea mai mare și care irigă cea mai mare parte din inimă și o coronară dreaptă. Animația e foarte drăguță și îți arată cum se depune placa de aterom și cum încet, încet o să vedeți că vasul se astupă până când se micșorează ca și diametru, până când se astupă complet. Spuneți-ne, vă rog, în momentul în care vorbim despre ateromatoză, în momentul în care vorbim despre infarctul miocardic, există factori de risc? Există multipli factori de risc. Multipli, pe unii care sunt influențabili, cum spunem noi, sunt factorii de risc modificabili și unii care sunt nemodificabili. Cei care sunt nemodificabili țin de genetică, țin de sex, țin de vârstă. Cei care sunt însă modificabili ne aparțin nouă. Noi suntem vinovați că fumăm, noi suntem vinovați că nu facem mișcare, noi suntem vinovați că nu ne tratăm corespunzător tensiunea, diabetul, dislipidemiile. Deci noi suntem vinovați pentru ceea ce mâncăm sau cât că mâncăm. Că fumăm și că mâncăm mult. Suntem obezi, deci există un factor de risc cunoscuți ca a produce sau accelera depunerile de colesterol, depunerile de grăsimi la nivelul vaselor. Dincolo de acești factori de risc, există însă lucruri care pot să precipiteze, să declanșeze un infarct? Practic, din popor se spune că, știu eu, făcea sport sau mergea la coasă și la un moment dat a dus mâna la piept. Nu, numai, gândiți-vă că marea majoritate a infarctelor se petrec în a doua parte a nopții, deci în condiții de repaus, nu sunt strict legate de un anumit efort, poate să-ți apare și în condiții de emoții pozitive sau de emoții negative, deci un stres care să inducă, evident, și un efort fizic foarte mare, dar toate astea nu pot și nu vor declanșa niciodată un infarct dacă nu există substratul respectiv, dacă vasul nu este afectat. Nu este șubrezit, exact. Nu este îngustat, nu există depozitul respectiv. Și în momentul în care vorbim despre această înfundare, despre acest infarct, practic este sau nu este resimțit? Cam ce simte pacientul? Cam care sunt simptomele? Simte pacientul, deși se spune că inima nu doare, în momentul în care bolnavul a făcut infarct, are durere. Durerea însă este cu foarte multe fațete. Fiecare bolnav își descrie propria lui durere. N-ai putea spune că este un șablon pentru a caracteriza durerea. Fie că este o durere sub formă de arsură, fie sub formă de greutate resimțită de bolnav în regiunea inimii, fie că este o senzație de constricție, de gheară care... Gheara aceea gheară, din piept de care povesteați la cursuri. Exact. De gheară. Practic, orice fel de durere, poate durere sau senzație de disconfort, poate să semnifice infarct. Și eu le spun mereu colaboratorilor mai tineri că în momentul în care un bolnav vine cu o durere care este situată pe un plant care merge de la umbilic în sus, trebuie în primul rând să excludă infarctul de miocard.
pentru că sunt bolnavi care nu presimt durerea în regiunea precordială. Spre exemplu, resimt durerea în mâini sau în mandibulă sau în regiunea cervicală, fără să aibă durere în regiunea precordială. Și deci nu neapărat, cu toate aceasta, neapărat deasupra inimii. Cel care o resimte însă deasupra inimii o descrie ca o durere puternică, ca o durere, este o durere care le dă un disconfort maxim bolnavilor, se însoțește de transpirație, unor se însoțește de greață, de vărsături, de teribilă stare de anxietate, de senzația de moarte iminentă. Durerea este de lungă durată și prin asta se diferențiază de durerea din angina pectorală, care are durată de ordinul minutelor și cedează, făcând asta durează de la 10-15 minute în sus și nu este ameliorată de repau sau de alte tratamente de care vom discuta empirice, un exact, exact. Mai încolo. Bun, deci ar trebui să ne îngrijoreze această durere practic când? În momentul în care apare durerea și nu cedează la administrarea de nitroglicerină, la una sau două tablete, din momentul acela trebuie să fii îngrijorat și să soliciți imediat salvarea pentru a-ți face electrocardiogramă și a interveni în timp util. Și o să vedeți de ce spun în timp util, pentru că există tendința de a se duce pe la medicul de familie, de a sta să se programeze sau știu eu ce să facă și trec ore care uneori pot fi importante pentru salvarea vieții bolnavului respectiv. Bun, practic însă nu oricare dintre noi are acasă acele una, două, trei tablete de nitroglicerină. Ce alte criterii, în afară de persistența durerii, am putea avea? Durere însoțită de anxietate, de transpirație, de senzația aia neplăcută, senzația de moarte iminente, de respirație dificilă, trebuie să te ducă cu gândul că s-a întâmplat un accident coronarian și că trebuie neapărat să soliciți un ajutor medical. Îmi vine în minte exemplul unui coleg de-al meu din păcate din Breasla Medicală, care în momentul în care a simțit această durere și și-a dat seama că este vorba despre un posibil infarct, s-a urcat la volan. Rău. Și întrebarea mea ar fi, atitudinea corectă este: nu te urci plecăm la volan undeva sau nu sunăm ambulanța? Nu, sună ambulanța. Oricum nu te duci tu la volan, pentru că poate surveni o complicație majoră în intervalul în care tu ești la volan, să faci stop cardiac sau să faci o tulburare majoră de ritm și din momentul respectiv să mor și tu, dar să o mor și pe altul în trafic. Deci nici într-un caz nu te urci la volan. Dacă vorbim despre un pacient care deja se știe cu ceva probleme cu inima, ați spus că de obicei putem vorbi despre hipertensivi, că poate fi vorba despre vârstnici și mai există diverse medicamente. Ați spus prima oară că putem încerca nitroglicerina. Da. O tabletă? O tabletă care se pune sub limbă. Dacă n-a cedat în câteva minute durerea, se poate încerca și a doua tabletă și dacă tot nu cedează durerea, nu te apuci să mai iei în continuare un număr mare de tablete, fiindcă risc să scadă și tensiunea arterială și atunci chemi ambulanța. Ce altceva putem face până în momentul în care vine ambulanța? Există povești care spun că să stai liniștit. Ar fi bine să iei o aspirină sau să iei alte medicamente. Să stai liniștit, pentru că până nu confirm dacă este sau nu este infarct, nu are sens să faci niciun fel de altă manevră, pentru că durerea în piept poate să însemnifice nu numai infarct miocard, poate să însemne și disecție de aortă, poate să însemne și multe alte lucruri. Deci totuși trebuie să fie cineva care să-ți pună diagnosticul de infarct miocardic. Bun. Am chemat ambulanța. Ce se întâmplă mai departe? În momentul în care a venit ambulanța, ți-a făcut electrocardiogramă, ți-a luat tensiunea și s-a hotărât este sau nu este infarct. Acum există și sistemul de telemedicină, chiar dacă nu este doctor pe ambulanță, el transmite electrocardiograma și se confirmă sau nu. Și din momentul respectiv, asistat, el este dus la prima unitate spitalicească. De vreo 2 ani
Cel puțin în București o ducem bine, dar nu numai în București, și sunt și câteva centre în țară în care s-a introdus acest program pentru infarctul miocardic acut, în care bolnavul cu infarct este dus la spitalul care dispune de coronarografie în urgență, se confirmă unde este vasul afectat și care vas este afectat și în momentul ăla se face tratamentul intervențional, care este cel mai eficient, să spunem. De asta spuneam că este un timp. Trebuie să fii în timp util, că dacă te duci după 10-12 ore, nu îți mai face nimeni coronarografia în urgență, ți-o face în timpul al doilea. Dacă ți-a făcut, e confirmat, ai ajuns în primele 4-6 ore, ți-a făcut coronarografia, a văzut unde este vasul astupat, în momentul ăla există și sancțiunea terapeutică, să pună o mică proteză pe vasul respectiv și să dă drumul la circulația sângelui în vas. Astea sunt deja foarte cunoscutele stenturi. Există și alte manevre, știu eu, poate vorbim despre asta spitale se întâmplă, izolate asta, care nu deci reușesc. Asta se întâmplă în centrele care dispun de coronarografie și care pot face acest lucru în acut, în infarctul acut. Pentru ceilalți există tratamentul convențional, tratamentul clasic, care este cu medicamente care dizolvă cheagul. De fapt, asta este rațiunea acestor medicamente, dar și aici trebuie făcut într-un anumit interval orar. Deci acel medicament care se introduce este bine să se dea tot așa în primele 4 ore, după care nu-și mai are indicația. Pentru că deja cheagul se organizează, nu-și mai are indicația. Deci, practic, nu mai poate fi dizolvat. Iată, deci, că... De asta spun că nu este bine să stai să aștepți foarte mult și să ceri părerea vecinilor, a rudelor sau știu a cui... Deci, practic, este una dintre situațiile în care mai degrabă soliciți ambulanța... Exact. Să zicem degeaba, decât să nu soliciți. Decât să fie vorba despre un infarct pe care... Exact, peste care treci. Peste care să treci și să te răgănezi momentul diagnosticului până când devine prea târziu. Ce se poate întâmpla în condițiile în care se întârzie? Ați vorbit deja despre Multe se pot întâmpla, pentru că există foarte multe complicații. Da, dacă iei partea pozitivă a lucrurilor, poate să evolueze spontan favorabil, să repermeabilizeze vasul și să o ducă foarte bine mai departe, sau să aibă norocul să fie un vas mic care s-a închis și zona de infarct să fie mică și să nu fie niciun fel de problemă. Dar, pe lângă ăștia, sunt mulți ceilalți care pot dezvolta o serie de complicații, între care unele extrem de grave, cum ar fi tulburările maligne de ritm, o fibrilație ventriculară, o tahicardie ventriculară, la care dacă nu se intervine, bolnavul poate să moară. Sau complicații mecanice, să se rupă o bucățică din sau zona de infarct. Avem în imagine fix cum se instalează un stent, procedura de instalare. Cateterism cardiac. Sunt foarte multe complicații care pot surveni la un bolnav cu infarct miocardic. Bun. Uneori, eu spun mai în glumă, mai în serios, sunt unii bolnavi care îi apără Dumnezeu de ce s-a întâmplat în lumea medicală, vorbind. Și pot să vă dau un exemplu, o cunoștință, un pacient de-al meu care venise la control cu soția lui întâmplător, nu pentru el. Povestea, împins de soție, că în urmă cu o săptămână, în timp ce făcea cumpărăturile pentru un mare lanț ăsta de magazine, pentru un mare magazin, a avut o durere puternică în spate și a pierdut starea de conștiință. A chemat ambulanța, l-au dus la spital. La spital ce i-au făcut? I-au dat drum acasă, una peste alta, n-au. După care, durerea îi apărea la fel de fiecare dată când făcea un mic efort. Același tip de durere în spate, în coloană. A fost văzut de 7 doctori în decurs de o săptămână, care i-au recomandat radiografie de plămân, radiografie de coloană, tomografie, RMN. Dar nu i-au făcut o electrocardiogramă. Iar al șaselea doctor i-a făcut o electrocardiogramă și infart i-a spus... Infart posterior? Infart anterior avea.
Iar i-a spus omului, zice, ai o problemă cu inima, trebuie să te duci să te vadă un cardiolog. Și asta era momentul în care a ajuns pe la spital cu soția și zic, scoate electrocardiograma. Era infart subacut de acum că avea o săptămână de când își făcea RMN-ul și CT-ul. Bun. În eventualitatea în care se întâmplă această situație, există lucruri care pot fi făcute și la o săptămână? Da, există. Deci există bolnavi care nu beneficiază de un centru care are coronarografie, nu beneficiază de streptochinează, el știe că a făcut un infarct. Dacă continuă să facă durere precordială, deci să aibă angină, este obligatoriu să se facă coronarografia în timpul 2, pentru că este posibil ca vasul respectiv să nu se fi permeabilizat complex sau numai parțial și să rămână stenoze reziduale, care ulterior sunt corectate cu implantarea de stenturi. O problemă deosebită o pun însă diabetici. Diabeticii, din cauza polineuropatiei diabetice, o complicație a diabetului, nu percep durerea în același mod în care o percep ceilalți, pentru că au o sensibilitate modificată. Și atunci, la bolnavul diabetic, dacă îți spune că a avut o dificultate la respirație sau că are un disconfort nu de intensitatea celui pe care ți-l descrie un om care nu are diabet, sau apar modificări minore pe electrocardiogramă, trebuie să te gândești că el are ceva și atunci trebuie controlat. Practic, această neuropatie a diabeticului de care vorbeați este o degenerare, o îmbătrânire, o stricare, o deteriorare. E o altă complicație a diabetului. Care apare în cadrul bolii diabetice, alături de alte complicații pe care le-am discutat deja cu colegii noștri. Singurul scop al tratamentului în cazul infarctului este în cazul ăsta repermeabilizarea vasului, așa fel încât zona care nu este irigată să își primească sângele, să nu se facă o cicatrice mare, să fie cicatricea cât se poate de mică, pentru că o cicatrice mare înseamnă lipsă de mușchi și înseamnă alte complicații care apar în timpul 2. Acolo se poate dezvolta un anevrism. Practic ca o gogoașă. Trebuie să le explicăm telespectatorilor noștri că în momentul în care vasul este astupat, țesutul care ar fi moare. Trebuit să fie hrănit, țesutul ăla moare și ceea ce înlocuiește este nu cicatrice. Mai este celulă normală, este o cicatrice. Nu e mușchi, e o cicatrice. Exact cum se întâmplă pe piele. Când te-ai tăiat, îți rămâne o cicatrice care nu mai are nici aceeași elasticitate. Și în cazul inimii este foarte sensibilă, pentru că în momentul în care nu mai este mușchi care să se contracte, vorbim practic despre perturbarea funcției de bază acordul, a inimii. Exact. Nu mai poate pompa sângele, nu mai are poate loc circulația. Să dilată, face anevrisme, deci face o serie de complicații la distanță după un infarct de miocard. Bun. Cam cum evoluează oamenii după ce au făcut un infarct? Cu tratament sau fără tratament? Ați spus deja că... Cei care au primit stent vor primi și tratament obligatoriu un an de zile antitrombotic pentru ca stentul respectiv să rămână viabil, să rămână permeabil pe toată durata. După un an de zile nu primesc decât cei care au risc crescut de a face tromboze pe alte zone. Dar ei rămân sub un tratament pe de o parte, iar pe de altă parte, în afară de acest tratament antitrombotic, rămân și cu tratamentul bolii de bază. Dacă sunt hipertensivi, dacă sunt diabetici, de toate acestea trebuie corectate și controlate. Nu numai pentru pe perioada cât a stat cu infarct în spital, ci pe o perioadă lungă. Rămân cu tratament. Cei care n-au beneficiat, nu totdeauna se pot pune stenturi. Uneori sunt leziunile atât de severe încât necesită intervenție chirurgicală pentru a înlocui vasele respective cu altele care să fie permeabile și să asigure funcția de nutriție a acordului. Și atunci cei care sunt operați și la care se face bypass sau ortocoronarian și aceștia rămân cu tratament pe de o parte și pe de altă parte rămân supravegheați. Deci ăștia sunt bolnavi care din când în când trebuie să mai bată la ușa doctorului, să-și mai facă o electrocardiogramă, să-și facă un test de efort,
să verifice medicația, să vadă dacă dozele sunt corespunzătoare sau trebuie sau nu modificate. Practic, în momentul în care vorbim despre un infarct, vorbim deja despre niște alte probleme la nivelul inimii? Da, pentru că dacă vă gândiți, infarctul a fost la nivelul unui vas. Dar nu toate vasele nu sunt perfect normale, restul nu sunt perfect normale. Deci, chiar dacă nu au ajuns în stadiul în care s-au astupat complet, probabil că și ele au leziuni aterosclerotice și atunci bolnavul ăla trebuie supravegheat. Să-și controleze lipidele sanguine, să-și controleze valorile glicemiei, să controleze valorile tensiunii. De fiecare dată când ne uităm la televizor, la un film cu medici, întâlnim o replică deja celebră. Sunt foarte importante primele 24-48 de ore. Practic, ce se întâmplă în cazul unui infarct? Se poate anticipa evoluția pe care o va avea după doar una sau două zile de la constituirea infarctului? Dacă s-a reușit inițial să se facă repermeabilizarea, în general evoluția este bună. Dacă nu s-a reușit, există posibilitatea să apară complicații mai multe și mai frecvente, iar cea mai gravă dintre ele este șocul cardiogen. Deci când funcția de inimă, de pompa inimii, nu există. Deci el nu are, are tensiune mică, nu are putere deloc să se contracte inima și este una dintre complicațiile extrem de severe cu mortalitate foarte ridicată. Practic, la cât timp după un infarct se poate aprecia că lucrurile au evoluat cum trebuie și pacientul este ieșit? La un infarct tratat convențional trebuie să treacă cel puțin 7 zile, pentru că la 7 zile, conform procesului de vindecare al leziunii anatomice, la 7 zile este o zona în care mușchiul este cel mai moale, cicatricea care se formează este cea mai friabilă, este partea de miomalacie și care, dacă îi faci un efort, atunci se poate rupe inima și atunci trebuie să depășești cele 7 zile ca să spui că este bine. La ăsta care s-a repermeabilizat foarte repede, la câteva zile poți să-i dai drumul și acasă, pentru că n-a avut timp să le constituie leziunile ireversibile. Putem face ceva ca să prevenim infarctul? Îl prevenim prin acțiunea pe factorii de risc. Și atunci vine altă discuție. Nu mai fumați, faceți mișcare, duceți un stil de viață sănătos. Toate lucrurile care toată ziua le spunem și spune toată lumea, zice, da, da, mie îmi spui să fac așa, dar pe tine te văd cu țigarea în mână. Sau tu ești gras, sau tu... nu e. Toate lucrurile astea, dacă de mic copil încep să le conștientizezi și în loc să mănânci numai de la fast food-uri și în loc să mănânci numai dulciuri, copilul mănâncă o fructă sau mănâncă o legumă, e mult mai bine decât ceea ce facem noi și ceea ce fac reclamele în general, că toată lumea face reclamă la tot soiul de produse care nu sunt cele mai sănătoase. Și atunci intervine practic liberul educația. Arbitru al fiecăruia dintre noi și exact, această parte și partea de educație. Cum îi învățăm pe copii să ducă un stil de viață sănătos. De altfel, dintr-o discuție pe care am avut-o cu viitorul președinte al Societății Române de Cardiologie, am zis că să încercăm să ne implicăm ceva mai mult în partea de educație. De educație sanitară în școli. De la copiii mici. Chiar în ciclul primar. Pentru copiii sunt extrem de receptivi și ei se vor duce acasă și vor spune, mamă, nu-i bine ce îmi dai. Eu am învățat la școală așa și, apropo de asta, am avut săptămâna trecută, a fost școala altfel. Și am fost la o școală, la clasele primare, cu două dintre colegele foarte tinere, care am încercat să facem o astfel de lecție. Am fost extrem de surprinși să vedem că ăștia mici știau ce înseamnă piramida alimentației. Deci ei știau perfect. Noi am încercat să le facem pe un platou, să le spunem ce-i bine, cum sunt fructele, dar ei au zis, păi asta e piramida. Și au zis, e așa, la bază, așa, așa. Deci știau perfect copiii. Ceea ce înseamnă că ei sunt extrem de receptivi și va fi mult mai ușor să meargă mesajul așa decât să încercăm pe aia de 70, 60 de ani să-și schimbe stilul de viață.
Practic este și o vorbă din bătrân, că lupul își schimbă părul, dar n-ar vulba. Dragi telespectatori, ne revedem în câteva minute după o scurtă pauză publicitară.